Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de un piso non-magnetic emitent Filipine pe perioada Republicii. Monedă de circulație standard între anii 1995-2003. Compoziție cupru-nichel, greutate 6,1 grame, diametru 24 de milimetri, grosimea 1,75 de milimetri. Formă rotundă. Orientarea liniere medalie, sus, sus. Pe avers este capul lui José Rizal cu privirea la dreapta. Valoarea la dreapta, înscrisul Republica Filipinas. José Rizal a fost un naționalist, scriitor și erudit filipinez, activ la sfârșitul perioadei coloniale spaniole din Filipine. Este considerat un erou național al Filipinelor. Pe verso este sigiliul bancar în cerc, înscrisul Banca Centrală a Filipinelor, anul 1993. Marginea este zimțată. Marca monetăriei, care se află în stânga jos al chipului lui José Rizal, este în formă de pi și este marca monetăriei Security Plant Complex Quezon City, Filipine. Aceste monede sunt din anul 1995 cu o valoare nominală de 0,98 de dolari. Din anul 1997, cu o valoare nominală de 0,99 de dolari. Din anul 2000, cu o valoare nominală de 0,93 de dolari. Din anul 2002, cu o valoare nominală de 0,49 de dolari. Din anul 2003, cu o valoare nominală de 0,42 de dolari. Aceste monede se găsesc la vânzare cu prețuri cuprinse între 3 dolari și 12 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!